Bună seara, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii La te-ai fas cu Ion Cristoiu, într-o nouă locație. Schimbăm locațiile și ca să părem mai interesanți. La această emisiune, așa cum v-am obișnuit, dialogăm cu personalități ale vieții publice despre care se știu mai puține lucruri ca persoane particulare. În ultimul timp, mai precis de când s-a declanșat criza politică după unii, lovitura de stat după alții, în prim plan mediatic, s-a ivit și așa a înflorit o doamnă judecătoare de la Curtea Constituțională a României, Iulia Motoc. Am invitat-o în această seară pentru a vedea, nu pentru discuția despre Curtea Constituțională, ci pentru a-i discuta anumite chestiuni de destin, de viață personală. Bună seara, doamnă! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Deci, probabil că pentru multe dintre noastre, Iulia Motoc e judecătoare la Curtea Constituțională și o judecătoare bătăioasă. Știți probabil puține lucruri. Să spun eu câteva lucruri din biografia oficială. E trecută data nașterii, deci îmi pot permite, la doamne de obicei nu se spune. Născută la 20 august 1967 la Timișoara. E căsătorită cu Mihnea Motoc, așa e trecută în biografie aici, cu care are un fiu. Mihnea Motoc este ambasadorul nostru la Uniunea Europeană, da? Da. Ce cariera în materie de studii, și o să vedem aici, sunt câteva enigme, Liceul de Matematică Fizică Gheorghe Lazar din București, secția Matematică Fizică, apoi face facultatea de drept, de licență, deodată face un salt și studii de literatură franceză modernă la Universitatea Aix-Marseille, unu, apoi doctor în drept internațional public, apoi doctor în etică, Universitatea din București, Facultatea de Filozofie, 1999. M-am strâmbat așa pentru că sunt câteva salturi din acestea în pregătire care o să mi le explice doamna Iulia Motoc. Ca experiență profesională, și aici interesant, a debutat ca judecător, apoi 90-95 la judecătoria sectorului 2, da? 2, București. Avocat, apoi 95 până în prezent, după asta e și o carieră universitară, din aia clasică, asistent, lector, conferențiar, profesor universitar. Foarte interesantă în biografia Iuliei Motoc și probabil că puțină lume știe, este fost raportor ONU în numeroase grupuri de lucru, comisii. M-am sesizat că la un moment dat a fost raportor special al ONU pentru drepturile omului în Republica Democrată Congo 2001-2004, bănuiesc că o misiune destul de complicată, trebuia să sesizați încălcarea drepturilor omului, așa? Da. Bun, o să discutăm despre asta. Nu mai enumăr cărțile, dintre multele cărți am sesizat și o să discutăm, este o carte și despre, spuneți, am reținut-o aici și așa în calitatea mea de filozof marxist, una din cărți apărută la Nemira, Manifestul Partidului Comunist, Totalitarismul, Statul de Drept, Post-Totalitar, Trei Fețe ale Refuzului Modernității Politice, a Karl Marx, Engels, Manifestul, așa este, da? V-ați ocupat să criticați pe părinții filozofiei marxiste. Haideți, spuneți-mi, înainte de a trece la biografia noastră, când v-am... într-o comisie prezidențială pentru, așa spun, în mare, statul de drept, 2008, da? Da, 2008, a finalizat. Și apoi la Curtea Constituțională în 2010. Când ați fost numită la Curtea Constituțională, unele publicații au scris că sunteți una dintre blondele din politica românească. Sunteți blondă? Aici este o discuție complicată. Totdeauna spun că atunci când o femeie intervine în viața publică, totdeauna ne preocupăm foarte mult de modul în care arată. Ghinionul nostru. Al femeilor, nu albă. Niciodată când un bărbat apare în viața publică, nimeni nu se preocupă de modul în care arată și cred că
în ciuda eforturilor care s-au făcut foarte mare în România pentru avansarea drepturilor femeilor, este un semn al discriminării foarte puternic. Păi și puternic. Vezi că zic că sunteți blondă, eu dacă v-am întrebat, am făcut o discriminare, mă întreba că sunteți blondă sau nu. Da. Am mai întrebat și pe alte blonde. Da. Sunteți blondă, da. Autentică? Da. Bine, e declarația noastră. Da. Bun. Spuneți-mi, a fost în această perioadă s-au spus multe lucruri bune și rele despre noastre. Ce lucru v-a supărat, adică v-a revoltat în spusele despre noastre în această perioadă? Nu este greu de spus ce lucruri... E ceva care v-a enervat, v-a supărat cel mai tare, că mă rog, sigur v-a supărat celălalt. Spuneți. Este o întreagă campanie care s-a desfășurat împotriva mea. Așa cum știți foarte bine, ea a început prin atacuri politice pe 27 iunie, în momentul în care eu am fost judecător raportor în cazul participării la Consiliul European și la legea alegerilor, două legi care au fost infirmate, și în acel moment domnul Titus Corlățean a reacționat spunând că sunt incompatibilă, după care am văzut întreg mecanismul acesta de presă care urmează o linie a unui politician, care au declanșat mai întâi, cum spuneați dumneavoastră, o identitate bazată pe modul în care arăt. Aceasta a fost o primă identitate, ca să spun, care mi s-a creat. Pentru că, vedeți, media sau politicienii îți creează identități multiple. Ele câteodată sunt extrem de contradictorii. Ulterior acestei prime faze în care s-a mers pe aceeași linie ca și în 2010, și ca în care m-a deranjat, de exemplu, decanul Facultății de Istorie, domnul Cioroianu, care este coleg cu mine de universitate, a putut să facă remarci atât de sexiste la adresa mea. Acum filia vrea să se întoarcă și împotriva lui, pentru că nu este normal ca un coleg de universitate să ajungă, chiar dacă este într-o televiziune, să facă astfel de remarci. Dacă ți-a spunea că sunteți simpatică, nu mai știu nu mai repet, spunea ceva mult mai mult. Păi este ca ministru, nu credeam că domnul Cioroianu are și preocupări pamfletare în legătură cu doamnele. Da, mă rog. Asta a spus în realitate la raport. Deocamdată da. Organizațiile de femei se preocupă, li se pare foarte grav ce s-a spus. Aceasta a fost o primă identitate, după care s-a lansat... Deci o primă identitate care, bănesc, v-a supărat, a fost toată că s-a vorbit foarte mult despre femeia. S-au vehiculat din nou aceleași tipuri ca și în 2010, fotografii în care eram, au urlat pe postele de televiziune, dar s-a ajuns la o altă, s-a mers poate mai în profunzime cu ideea că ar fi incompatibile, deoarece dețin în același timp cele trei funcții internaționale, care de fapt era numai una, dar domnul Corlățean a spus că sunt trei. Ori acest lucru a dus la un proces pe care anii l-au urmat și care a însemnat că pentru mine această perioadă nu a fost numai o perioadă în care a trebuit să mă preocup de aceste decizii ale curții care au fost foarte complicate, ci a trebuit să cer o sumedenie de hârtii de la toate aceste organizații în care să-mi apăr cauza în cazul Ani. Pe 2 august Ani mi-a dat verdictul de compatibilitate, care era, după părerea mea, unul evident. Să spunem că asta ar fi două identități paralele, un om care are multe funcții internaționale, plus se vehiculau acolo niște sume de bani care erau absolut ireale. Deci identitatea, cât înțeleg eu, aceasta a doua era ideea unui om incompatibil, în sensul ăsta. Un om incompatibil, da. Și cealaltă, la cealaltă care era la persoana fizică, să mă refer la Evanghelia, la ideea că nu sunteți mamă bună, nu sunteți soție bună. Nu, în niciun caz asta. Că ați reușit în viață cu frumusețea, nu neapărat asta. Da. Nu neapărat asta, erau imagini care erau arătate, nu m-am uitat atât de emisiunile, în care la un moment dat, pe fondul în care se începea deja atacul judecătorilor curții constituționale, se dădea imagini
imaginea mea, așa cum se face la antene de obicei, la aceste procese staliniste, cum le spun, da. O imagine a mea de la ONU, și în care în același timp mi se vehicula declarația de avere și oamenii comparau... Nu era ceva, păi nu vă arăta, să spunem, ca pe cine, prințesa aia Angliei. Vreau de mult să vă întreb, am aflat că în campania împotriva noastră, mai ales de la Antena 3, s-au folosit un citat sau o pagină, eu nu mai rețin, din memoriile unui personaj pe care unui om pe care îl bănesc și nu să-l știu și eu știu, Eugen Mihescu. Spuneți-mi că îl știu bine pe Eugen Mihescu. Bine, toată cartea lui o bârfă. I-am citit, am și comentat. Dar spuneți-mi cum s-au intersectat destinele noastre cu ale lui Eugen Mihescu de a putut să scrie. Eu repet, nu rețin nimic din cartea despre noastră, dar eu rețin. Dar spuneți, știți despre ce carte? Da, știu. Dar cum s-a intersectat? Nu este vorba de o carte, în primul rând. Aici este un lucru foarte important. Este vorba de un articol pe care dânsul a scris acum. Este vorba de un articol care nu aparține cărții dânsului de memorie. Ah, păi, de rețiut. Ah, atunci, scuze. Da, destinele noastre... Ea a fost un articol special în momentul în care a evit conflictul? Exact. Criza politică? Exact. Dar ce l-a apucat? Păi nu știu ce l-a apucat, și eu nu cred, ce am spus-o și ieri în emisiune cu domnul Turcescu, eu nu cred că domnul Mihaescu a scris acest articol fără să aibă o altă motivație, să fie autor care să-l fi determinat. Și de ce? Pentru că eu nu știu personal pe domnul Mihaescu, n-am întâlnit niciodată, dar în momentul în care am fost la New York și soțul meu era ambasador acolo, dânsul tot timpul reclama faptul că avem locuință în Trump Tower, reședința ambasadorului în Trump Tower. Era normal ca atunci când intri în Consiliul de Securitate să îți schimbi locuința din marea misiune, și foarte bine că ați vizitat misiunile diplomatice, unde erau gratis și așa mai departe, și să te muți în altă parte. De fapt, și actualul ambasador de la New York tot acolo stă în continuare. Deci era un lucru firesc pentru oricine. Acest lucru domnul Mihescu îl reclama tot timpul. În schimb, dânsul nu scria niciodată nimic despre mine, pentru că publica tot timpul la România Mare sau la alte publicații, nu știu unde publica dânsul, tot timpul dădea aceste știri în legătură cu această locuință. În schimb, referirile la mine nu existau deloc. De aceea eu cred că a fost o comandă politică și știu de unde vine, adică știu de unde, cine a lansat aceste zvonuri despre mine înainte cu câțiva ani. Și care este foarte apropiat de anumite medii politice. Mm-hmm. Deci nu sunt memoriile dânsului, este un articol adăugat acum. Da, uite că nu știam, dar este grav. L-a scris undeva, înseamnă... L-a scris acum din nou în Cotidianul, l-a scris în Cotidianul prima dată, după care a fost preluat. Nu știu exact. După am crezut că, iertați-mă, deci am citit cartea, nu rețineam. El, mă rog, e bârfitor cu toți cei pe care l-am cunoscut, cu care s-a întâlnit. Și am crezut că în cartea aceasta, dacă e vorba de un articol, e mai grav, adică chiar mă dezamăgește. Una e să scrii într-o carte de memorii, mă rog, sigur, subiectiv cum e, și alta e să scrii un articol și în Cotidian. A scris un articol special în care spune lucruri extrem de false, da? În primul rând spune că am toate studiile făcute prin corespondență, făcute după 2003 prin corespondență. Uh-huh. Ori, așa cum puteți să zizați foarte simplu, studiile mele nu sunt făcute prin corespondență și în 2002 deja eram profesor universitar. Spune că nu aveam niciun fel de ocupație la New York, ori așa cum rezultă foarte clar. Eu am predat în NYU din 2002 și după aceea am fost cercetător în Yale în această perioadă. Normal că spune de soțul meu că este securist. Dacă ar fi fost securist vreodată, că a fost recrutat de securitate în anii 84-89, și că normal că dacă soțul meu ar fi fost vreodată sau ar fi fost sub această suspiciune, de când este ambasador, adică de la 32 de ani, lucrurile astea s-ar fi dezvăluit până acum, că și eu la rândul meu fac parte din acelea structuri. Te gândești în momentul în care, și dincolo de aceasta, apare această acuză pe care au tot repetat-o, a bolii psihice, da? Care este o acuză care mi-a fost adusă de o spun acum, care mi-a fost adusă de un coleg al meu de facultate, care am avut și care a fost o publică în 2010. Deci acesta este, și care este foarte apropiată de mediile din USL.
Bun, nu-l onorează. Repet, am crezut, una sunt pentru telespectatori memoriile, mă rog, și una este un articol care era clar comandat, pentru că era un articol care intervenea și în Cotidianul și în o bătălie politică. Acum mi-e limpede, de-aia v-am întrebat, că nu mi-aminteam, am citit cartea, am și discutat chiar cu Eugen Miescu, pe care le știu bine, dar nu mi-aminteam. Acum mi-ați spus că nu era vorba de memorie. Haideți să trecem la lucruri mai... Da, m-am tot gândit și lucrul ăsta mă preocupă acum, în primul rând, pe cine voi acționa în judecată întâi, dacă voi acționa pe dânsul sau nu, sau dacă voi acționa pe cei care, mai întâi voi acționa pe cei care sunt în spatele dânsului și care au făcut primii aceste afirmații, pentru că nu sunt afirmațiile dânsului original. Da, dar el nu citează, el e cel care a făcut afirmații. Bun, am înțeles. Spuneți-mi, există o... Să dezlegăm câteva din enigmele acestei biografii. V-ați născut la Timișoara și ați făcut liceul de matematică fizică la București. Cum adică? M-am născut la Timișoara și m-am mutat la 3 ani de zile la București. Ce părinții noastre trăiesc? Tata a murit în 2007. Da. Era profesor universitar, da, și era profesor universitar de chimia fizică materiale de construcții. Da, la Timișoara. Și mama? La Timișoara și după aceea la București, la Institutul de Construcții. Și mama? Și mama era, mama a terminat literatura și a fost profesoară de litere foarte mult timp. Familia de intelectuali. După care, da. După care a lucrat în ultima parte a lucrat la revista Flacăra în domeniul social ca și redactor. Jurnalistă? După 90, da. Și chiar a creat o revistă numită Pensionarul. Frați, surori? Nu am. Educație severă sau educație mai lejeră din partea părinților? Când e o fată și ești și drăguță, se pune această problemă. Adică a fost o familie din aceasta, prin mamă, știți cum e. Vii la oră fix acasă, nu te duci. Nu cred că a fost nevoie, pentru că am fost... Erați o tocilară. Nu neapărat o tocilară, dar eram foarte mult preocupată de studii, de a citi. Mai mult decât a fi o tocilară. Totdeauna m-a preocupat să citesc, deci alte lucruri decât... a ieși undeva sau am avea înțeles. Acest tip de viață. Nu cred că a fost nevoie de așa ceva. Da, spuneți-mi de ce și cum s-au mutat la București părinții, da? Da, tatăl meu s-a mutat de la Universitatea din Timișoara la cea din București, la Institutul de Construcții din București, unde a fost profesor. Și a urmat și mama și atunci de aia ați făcut... Da, de la 3 ani stau în București. Deci de aia ați făcut... Și de ce, cum a sărit de la matematică, fizică, la drept? Deci citeați, bănesc că literatură citeați, da? Da, citeam literatură și scriam literatură. Scriam poezii de momentul respectiv. Da, am văzut că am luat pe blog ați avut. Deci ați avut... Am publicat între anii, poate până la între 10 și 20 de ani. Și am luat foarte multe, foarte multe premii și am publicat în foarte multe reviste. Am făcut parte din acel cenaclu de copii, să spun așa, de tineri, de adolescenți, care era condus de Tudor Opriș în momentul respectiv. Da, am colaborat. Da, da, da. Deci erați o speranță a literaturii române. Eu am spus că eram o speranță a literaturii române. Am luat premiul tot timpul în premiul pentru poezie foarte mulți ani. Foarte mulți ani, până la 20 de ani, când m-am oprit. Că v-ați preocupă. Deci, și a zis că nu mai e. Poezia s-a terminat perioada. Nu, a fost... nu s-a terminat, dar a fost probabil o întâlnire cu un mediu acesta foarte textualist, să spun, care exista în cenaclul lui Mircea Martin, unde am încercat să mă duc după anii în timpul facultății de drept, în care nu m-am regăsit foarte mult pentru că mi s-a părut că se scria numai într-un anumit fel. Existau exigențe. Cine nu scria în acest mod textualist, nu exista. Poate domnul Cărtărescu era o excepție de la această regulă și înțelegea pe fiecare. Dar nu mai dispăruse la cenacul de luni?
L-ați văzut la Mircea Martin? Da, dar da, nu dispăruse, era Cercinacul Domnului. A, și erați pe cu asta parte... unde aveți concurență pe Cărtărescu, Coșovei. E, nu era concurența mea nici Cărtărescu, nici Coșovei, și se făceau parte din altă generație decât mine, cu totul și cu totul altă generație. Așa, a fost un conflict interesant de noastră, nu mai ei. Clasic. Nu neapărat cu ei, nu știu dacă cu atmosfera mai... și cu cerințele lor, bănesc. Nu, mi s-a părut că nu domnul Cărtărescu neapărat, cred că nu era cel mai deschis spre alte tipuri de literatură, dar mi s-a părut că era o linie atât de textualistă, încât nu mă regăseam în ea, în momentul respectiv. O singură linie, să spunem așa, da? În momentul respectiv. Da, uite cum... acum mai scrieți? Da, și acum scriu. Vă, să nu spuneți că o să scoateți un volum de versuri. De versuri nu. M-am reapucat de scris. Pentru că, într-un fel... Proză publicistă. Ce, proză scurtă, roman? Știți că tot timpul dau exemplu modelului ca de judecător constant pe care l-am eu, care este Bernhard Schlink, dar nu știu dacă dumneavoastră știți că Bernhard Schlink nu este numai autorul cărții The Reader, ci este în același timp și judecător al unei curs constituționale. Deci vedeți că aceste lucruri nu sunt așa de incompatibile, așa cum ar părea în România. Probabil că dacă cineva, un judecător al curții constituționale, apare în această ipostază, este absolut straniu. Dar în Germania lucrurile astea au fost posibile și am spus tot timpul, modelul meu este Bernhard Schlink, care este numai un om extrem de, numai autorul unui mare roman fundamental pentru literatura contemporană, ci este în același timp și un om extrem de cultivat și de sofisticat și un bun jurist în același timp. Ați terminat romanul? Lucrați. Lucrez. Acum mă gândesc să scriu altceva, pentru că mi-au sugerat foarte mulți să scriu jurnalul acestor evenimente care s-au întâmplat în ultimul timp. Și să vă moment dat să vă întreb, chiar să vă și spun că ar trebui scris, pentru că în moment, mai ales, acum constat, deci, în ce spune dumneavoastră, deși vă sunt și pe blog, aveți talent de scriitor, atunci sigur că probabil că o să faceți o carte și vreți să faceți un jurnal non-ficțiune sau... Nu, un jurnal propriu zis, da. Da. Bun, și atunci... de obicei scriitorul nu-și dezvăluie intențiile, dar... Da, uite, deja asta va fi... Chiar ăsta și romanul, dar și ăsta ar fi interesant, pentru că, repet, având talent de scriitor, va fi un scriitor care a văzut din interior, uite că și rimează. Spuneți-mi, după asta, dar de ce ați dat... Bun, deci... cu preocupări literare, cu mamă, cu preocupări și gazetărești, faceți matematică fizică și apoi hodorong-tong la drept. Da, am făcut matematică fizică pentru că în momentul în care eu am început liceul în 1981, era o perioadă în care liceele, într-adevăr, care mai rămăseseră fără foarte multă practică, să spunem așa, profesională, nu? Pentru că făceam practică la electromagnetică o treime din an, acest tip de liceu am făcut eu, da? În care nu se... Ce făcea electromagnetică? Strungărie? Ce? Nu neapărat, făceam ceva legat de electrotehnică. De fapt sunt și mă disesc dată și spun că sunt electrician radio TV, pentru că asta este meseria cu care am terminat liceul de matematică fizică Gheorghe Lazar, secția matematică fizică. Reparați televizoare? Trebuia să reparăm televizoare, numai că era o ficțiune, știți foarte bine, domnul Cristoiu. Aceste meserii erau o ficțiune. Dar nu veste ca dacă reparați acum niște televizoare. Niște televizoare negru cum erau în 90. Am înțeles. Ia uite. Da. Și de ce? Bun, deci nu aveați ce face și de la matematică. Da, nu, mi se părea că Gheorghe Lazar este un liceu foarte serios. Ah, și de-aia... Și mi-au plăcut în egală măsură și matematica, și fizica, și chimia, și biologia. Păi nu era numai să facem liceu de filologie dacă erați preocupați, preocupări literare? Asta nu vă Probabil că îmi plăcea matematica foarte mult în același timp. Și da. Mi se părea că în momentul respectiv, când am început eu să am început liceul, liceele de filologie nu mai erau atât de solide cum erau cele de matematică fizică. Și este rațiunea pentru care am plăcea matematica foarte mult. Bun, ați terminat când ați terminat? Am fost olimpic de matematică.
Și vă observ că dumneavoastră sunteți deja o fel de Leonardo da Vinci al Curții Constituționale. poate al Curții Constituționale, da, dar în afară de Curtea Constituțională nu sunt sigur. Nu, dar asta, deci, da. Dar nu știam, adică vă preocupări chiar literare serioase, vă ați fost la un cenaclu destul de, și al Opriș, dar și celălalt era serios, scrieți un, a scris versuri, scrieți un roman, a dat un olimpic de matematică, ați reparat, dar spuneți că nu puteți să reparați televizoare, ați putea totuși măcar să vă încercați. Spuneți-mi, dar de ce la drept? De ce? La drept am ajuns prin o întâmplare. Da. Da, pentru că sunt, inițial am vrut să fac medicina. Când ați terminat liceu? În 1985. Da, și? După care am avut hepatită în clasa 12-a, mi-am dat seama că examenul pentru medicină era foarte greu și m-am reorientat spre o altă pasiune de-a mea, care este filozofia. Și am vrut să fac filozofia. Problema este că în momentul în care m-am apucat să învăț pentru filozofie, materiile au fost schimbate, așa cum ați în minte că era 22 februarie, în care materiile de admitere au fost schimbate și cu ceea ce învățam eu, economia și filozofia, nu se mai putea da decât la drept. Era singura posibilitate, singurul facultate. De ce introduceți-te că am terminat și eu filozofia? Au introdus numai istoria și au scos economia, erau alternative înainte. Așa, aia presupune memorie, eu niciodată la istorie, adică presupunea o memorie și bănesc. Presupunea o memorie și deja aia pentru mine era destul de târziu și m-am gândit o să dau la drept și în primul an mă mut din nou la filozofie, deci am ajuns la drept printr-o întâmplare. Ca să vedeți. Da, și eu am ajuns la filozofie într-o întâmplare și uite că am devenit gazetar. Da, credeți în rolul întâmplării în viața unui om? Da, soțul din întâmplare l-ați cunoscut? Soțul meu a fost coleg cu mine de facultate. La facultate de drept. În timpul facultății v-ați cunoscut? Da, am fost coleg de ani în facultate. Bun. În liceu erați văzută ca o tocela, ca o elevă de către băieți, preocupată de cărți ăsta? Sau erați zvăpăiată? Nu, mai degrabă eram văzută serioasă. Ca cineva care era orientat spre carte. Din asta, serioasă. Da. Și probabil că se depărta noastră că aveați treburi serioase. Scrieți versuri. Bun. Ajungem după asta. Bun, ați terminat facultatea de drept. Când ați terminat-o? 90, da? În 1989. 89? Da. Și ați intrat la judecătorie când? În 1989 am luat repartiție. Unde? Și între întâi la procuratura Giurgiu și am fost procuror din septembrie 1989 până în 1990, cred că aprilie. Păi de ce nu v-ați trecut asta în CV? Nu știu la ce CV vă referiți. Nu, unul am găsit și eu. V-ați uitat pe Wikipedia, probabil. Nu știu, l-am uitat și eu. Deci aveți unul mai complet. Da, pe site-ul curții scrie că am fost procuror. Am fost procuror, da. La Giurgiu și apoi ați venit după 90. Am fost procuror, dar procuror stagiar, normal. Între 1989 și 1990. Aveți o anchetă mai deosebită perioada aia? Ce înseamnă procuror stagiar? Procuror stagiar înseamnă că nu aveai drept de semnătură teoretic, dar practic trebuia să lucrezi. Uh-huh. Erau foarte multe cazuri de viol atunci la Giurgiu. Era o zonă de viol? Nu știu de ce. Nu știu de ce erau atât de multe cazuri. Erau cazuri de rixuri foarte multe. Am anchetat aceste lucruri. Am fost mai degrabă procuror de anchetă decât de instanță. Pot să spun că mi-a plăcut. Era un șoc pentru ceilalți pentru că eram prea tânără pe care să fiu procuror și colegii mei erau foarte încântați pentru că nimeni nu credea că sunt procuror și întotdeauna inculpații aveau foarte multe contradicții în declarații, astfel încât chiar dacă nu recunoșteau fapta, era ca și cum ar fi recunoscut-o.
în... A, ce, incompații vă făceau curte. Nu, absolut. Nu, deloc, nu, absolut deloc. Serios, nu ne interese cum. Nu, dar pentru ei nu reprezentam, cred că, imaginea procurorului clasic sau se destindeau prea mult atunci când... Extraordinar, nu mi-am dat seama. Da, este un mecanism. Ai, vreau o pătucă așa, sau cum, o jună, să zicem așa. Da. Drăguță și spuneau, ei credeau că sunt la o cata. Se deconcentrau, nu credeau că sunt la o cata, se deconcentrau mai mult decât în fața unui procuror clasic. Cred că, într-un fel, am fost procuror stagiar, deci n-am exercitat foarte mult această... Erau considerate probe, mărturiile astea, declarații în fața noastră, chiar dacă ei se lăsau înșelați de... Dar nu se lăsau înșelați. Contradicțiile în declarații existau oricum. Uh-huh. Nu, atunci când cineva minte, când nu știe să mintă bine, există contradicții în declarații, nu? Nu, ați atins un subiect foarte interesant, care e valabil și la autorii de interviuri. Deci contează foarte mult pentru inculpat, dar și pentru invitat, fața celui care te întreabă, da? Da. Adică poți la un moment dat să te înșele în cazul unui procuror, dacă e mai fioros, ăla intră în își pune gardă. Cred că da. Și dacă și-ar dumneavoastră, vă erați așa, păreați mai amabil așa și erau făceau. Facem o pauză de publicitate și revenim. Am revenit după publicitate un taifas cu Iulia Motoc, judecător al Curții Constituționale. Am aflat foarte multe lucruri care, uite, chiar că nu le știam, probabil nici telespectatorii nu le știau, preocupări literare, după asta a fost și bună la matematică, a dat la drept, sigur, din întâmplare, așa se întâmplă în viață. Spuneți-mi, eu întotdeauna am o obsesie când am un interlocutor, cel de-al doilea nume, de ce Antoanela cu doi de L? Deci Iulia Antoanela Motoc. Iulia Motoc, am înțeles. Dar Antoanela cu doi de L, de ce? Mama a vrut să-mi dea numele acesta. A avut o listă de nume în care probabil că a fost o combinație între Antonella Lualdi, nu știu de ce, sau era un nume care era la modă în momentul respectiv, și l-a ales pe acesta. Avea o listă întreagă de nume. Deci e nume care mi-a dat mama. Iulie e nume care mi-a dat tata. Da. Să facem un salt, că era bun. Ați terminat dreptul, ați ajuns judecător și deodată văd, pe lângă, sigur, cariera de în drept, studii de literatură franceză modernă. M-ați năucit. Erați, ce erați, judecători și făceați studii de literatură modernă și în străinătate. Nu, în momentul în care am făcut doctoratul în DOA-ul întâi în Franța și apoi când am început doctoratul, am studiat literatura franceză, m-am înscris la licence, la literatura franceză, la Aix-Marseille întâi, dar pe care nu le-am finalizat. Pentru că mi-am dorit întotdeauna să studiez sistematic acest domeniu. Dar nu am finalizat. Dar avea nicio legătură cu profesia noastră. Nu, avea legătură cu interesul meu intelectual, pur și simplu. Am înțeles, dimensiunea de scriitor. Nu avea interesul cu interesul meu, avea legătură cu interesul meu intelectual. Am vrut să văd cum se studiază literele în Franța față de România. În timp ce vă dădea doctoratul în drept. În timp ce făceam doctoratul în drept în Franța, da. Ăsta, Aix-Marseille, Marsilia? Aix-Marseille este în Aix-en-Provence, în orașul lui Cézanne. Aha, de la Montagne Saint-Victoire. Da. Bun. Cea lui Zola, în același timp. 99. Doctor în etică, facultate de filozofie. Stați un pic. Ați terminat liceul de matematică fizică, vă preocupați de literatură, ați dat la facultatea de drept, urmați o carieră care sigur unul din puncte va fi Curtea Constituțională a României și doctor în etică. Nu înțeleg ce... Da, pentru că m-am reîntors la filozofie după ce am terminat doctoratul în drept în Franța, în 96. Mi s-a părut că dreptul se era interpretat mult prea pozitivist, să spunem așa, prea tehnic, și am vrut să încep să fac facultatea de filozofie așa cum mi-am dorit de la început.
Și m-am reîntâlnit cu un fost profesor de-al meu din, de la Facultatea de Drept și mi-a spus, a, nu, nu trebuie să încep să în facultate pentru că e deja un doctorat, înscrie-te la doctorat. Deci în aceeași lună în care am susținut teza în drept în Franța, în iunie 1996, m-am înscris la doctorat în filozofie, respectiv în etică, la Universitatea din București. Cum îi zicea tezei? Teza este o teză care este apropiată de ce am făcut, este vorba de sursele filozofiei morale și politice în teoria relațiilor internaționale. Complicat. Ce vrea să spun asta? Sursele? Filozofie, morale și politice. Ceea ce vreau să analizez. Adică relațiile internaționale care ar avea surse, temeiuri? Nu, teoria relațiilor internaționale este un domeniu aparte care încearcă să abstractizeze această lume, să spunem așa, foarte contingentă. Dar se bazează și teoreticienii lor care la început au fost mai degrabă istorici, cum ar fi Hans Morgenthau, sau care au fost au anumite, am vrut să analizez în ce măsură există un scepticism, de exemplu, moral la Hans Morgenthau sau în ce măsură John Rawls, ceea ce a scris despre relațiile internaționale, care este legătura cu doctrina lui în ceea ce privește lumea internă, sau la fel la Raymond Aron. La Raymond Aron există o distanță foarte mare între liberalismul pe care profesează în partea de politică internă sau în filozofia ce privește statul și cea care în domeniul internațional, în care este un realist, deci este un conservator. Aceste lucruri le-am analizat în această după teză. După preocupările noastre, erați bună și la Institutul Cultural Român. Da, adică, nu, acum sincer fiind, văd așa, chiar o persoană cu o personalitate care are preocupări pe care ar putea să surprindă pe unii, pentru că probabil că au o imagine de jucător la Curtea Constituțională, probabil că vedeți ce înseamnă un taifas. Aici ați ajuns la un subiect sensibil pentru mine, pentru că Institutul Cultural Român, atunci când am stat în New York, într-adevăr, prietena mea cea mai bună de acolo este Corina Șuteu, care și-a dat tocmai demisia din Institutul Cultural Român și cred că am avut ocazia să văd modul în care acest institut s-a dezvoltat într-un mod absolut spectaculos în această perioadă, da? Și a fost foarte trist pentru mine să constat că nu numai că institutul i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat astăzi, ci și faptul că a trebuit ea să-și dea demisia, ce poate era normal, pentru că am văzut ce s-a întâmplat, ceva uimitor, explozie uimitoare în 5-6 ani în care am stat acolo și în care am avut ocazia să cunosc poate toată elita artistică din România. Spuneți-mi, sunteți profesor la drept? Sunt profesor la științe politice. Predați și acum? Predau și acum. Am doctoranzi în special. Deja doctoranzi? Da, am doctoranzi, am foarte mulți doctoranzi. Prima mea doctorantă va susține teza acum luna aceasta și este Magda Matache, care a fost lider la Romani Cris. Da. În biografia noastră e un loc uriaș, îl ocupă această de raportor ONU, nu-i așa? Da. Cum se ajunge raportorul ONU? Te duci acolo la ONU, bați și zici, la crederea ONU, vreau să fiu raportor. Nu, nici vorba. Nu, păi spuneți. Se ajunge, în primul rând, nu poți să ajungi, e foarte greu să ajungi raportor ONU direct. Am început în 1996 ca fiind expert în drepturile omului într-un organism care era think tank-ul Comisiei Drepturilor Omului pe vremea aceea, după care, din nou, dintr-o întâmplare, am avut președinția acestui organism în 2000, nu spun într-o întâmplare, pentru că era grupul este european și am avut președinția. A fost foarte apreciată pentru această președinție și în 2001 mi s-a oferit această poziție de raportor special pentru Republica Democratică Congo.
Și sunt... Asta cu era subordonată? Adică pentru cine trebuia să faceți raportul ăsta? Pentru Comisia Drepturilor Omului, dar eram cea mai importantă figură care exista în acel moment internațională. Da, ați fost în Congo, da? Am fost cât în timp? Congo, da. Am fost în Congo, aveam vizite în Congo, două vizite pe an, de câte două, trei săptămâni, dar extrem de intense, pentru că am fost în toate zonele de conflict. Ce verificați? Încălcarea drepturilor omului, da? În violările drepturilor omului. Violările drepturilor omului pe care le-am constatat eu au fost violări masive și în urma anchetelor mele, cel puțin în Ituri din 2003, au fost procurorul Curții Penale Internaționale s-a decis să înceapă ancheta în cazul celor care sunt acum la tribunalul de la Haga. Da, de mult voiam să cunosc un raportor pe acest domeniu. E primejdioasă când treci într-o țară, zonă de conflict, această ipostază? Sigur că este. Sigur că cine vă păzea pe noi și în Congo? Aveam securitate, pe de altă parte... Asigurată de autorități, mai asta închetați autorități. Nu. Aveam securitate asigurată de către ONU în parte și de către autorități. E o chestiune foarte delicată. Păi de asta spun, nu, că e foarte interesant. E foarte delicată. Marea problemă că totuși anchetezi și autoritățile. Te duci undeva în Africa și femeie. Nu cred că pentru ei conta foarte mult lucrul ăsta. Spuneți-mi un lucru, în ce mod... Paradoxal, în Congo nu m-am simțit deloc discriminată. De ce? Nu ținea cont, eram foarte tânără, nu țineau cont de lucrul ăsta, ei chiar m-au luat în serios. Dar spuneați într-un interviu că în timp ce noi vorbeam de mers, de ce era bancul ăla că să mergem în Congo? Chiar așa de rău în Congo? Nu-mi dau seama cât, probabil suna bine. Congo sunt cel puțin Congo care a fost Zair și sunt foarte bine că este o țară cu foarte multe resurse naturale și care, normal, a fost sub domnia lui Mobutu foarte mulți ani. Mobutu a avut figura care a avut-o. Este un stat fascinant, aș putea să spun, da? Prin interesele economice care sunt acolo, resursele, v-am spus, care, resursele care sunt naturale, pentru care există foarte mari conflicte, toată istoria poate a Congolului din ultima perioadă, aceste grave violări de drepturile omului, aceste acte de canibalism care s-au descoperit în Congo, da? Copiii soldați pe care am întâlnit în Congo sunt lucruri fără precedent, sunt mutilarea femeilor care mă de război. Deci aceste tipuri de crime a trebuit eu să le investighez. Pe de altă parte, foarte multe grupări armate care se luptau, unele cu pretexte etnice, altele fără pretexte etnice și foarte multe interese ale altor state, ca să spunem foarte serios. Da. Deci dacă vorbeați acum de marxism, tocmai acum am publicat o carte împreună cu o colegă de la Sorbona despre dreptul internațional în timpul comunismului real, publicată în 2012 la Societatea de Legislation Comparée în la Paris. Da. Și apropo de acest lucru, deși poate în anii 90 eram extrem de, ca toată generația mea, eram extrem de anti, dacă cineva am zborat de colonialism sau neocolonialism, nu credeam niciodată, în momentul în care am ajuns în Congo, am început să-mi pun această... Să redescoperiți colonialismul? Să redescoper neocolonialism. Ce colonie a fost? Am început să redescoper că, de fapt, aceste lucruri legate de persistența unor interese economice există și am început să mă apropii oarecum de doctrina, să spunem așa, postmodernă, care încearcă să explice dominarea lumii contemporane prin acest model. În același timp, ceea ce nu sunt de acord absolut deloc și de ce am vrut să fac această carte, nu sunt de acord cu faptul că foarte mulți din acești autori de stânga care domină, nu, lumea și intelectuală, da, și a dreptului internațional și nu numai în vest și foarte bine, nu au niciun fel de revaloare a marxismului, da? Da. Deci ei nu reevaluează marxismul și nu îl pun în legătură cu ce s-a întâmplat în statele din Europa de Est. De aceea am scris această carte. Acest lucru este pentru mine, să spunem așa, deranjant, faptul că se refuză a se face o legătură între doctrina marxistă și ceea ce s-a întâmplat în Europa de Est. Bun, dar apropo, ca să nu mai avem puțin, că eram curios așa, ca intelectual, ce vă nemulțumise la Marx? De ce a spus că a refuzat modernitatea?
Este un... Chiar interesant. A apărut cartea, eu n-am văzut-o. Nu este o carte, este un... noi am încercat să comentăm. Ediție comentată. Manifestul! E manifestul comentat. Nu. Și am făcut parte din echipa care a comentat manifestul. Manifestul s-a publicat cu niște comentarii, da? Cu niște comentarii, dar nu se numește. Și dumneavoastră a spus trei fețe, dumneavoastră a scris astea trei fețe ale refuzului modernității? Da, da. Păi de ce are? Printre de ce altele... a refuzat Marx? Că eram, la vremea lui nu era modern? Mă refer la modernitatea politică. Refer la modernitatea în sens filozofic, în sensul modernității politice, da? În sensul în care sunt recunoscute anumite drepturi fundamentale, să spunem, da? Da, asta, în sensul acesta, în sensul în care modernitatea politică, după în diferite interpretări, se instalează, să spunem, după Revoluția franceză, printr-o recunoaștere a acestor drepturi și libertăți fundamentale pe care Marx le neagă în diferite moduri, da? Le neagă spunând că ele sunt o suprastructură sau le neagă, și aici descoper ceva foarte interesant, pentru că și Marx la rândul lui, așa cum știți foarte bine, își dorea să fie poet și nu jurist. Și aici este legătura, un alt tip de refuz al modernității pe care îl văd eu, acest mare idealism al lui Marx, acest refuz al dreptului și prin propria lui biografie, pentru că scriu despre, mi-amintesc acum o scrisoare al lui Marx către tatălui, în care spune că cea mai mare dramă a fost faptul că el nu putea să-și continue cariera poetică și a trebuit să facă drept. Deci vedem că antipatia lui Marx față de drept și față de modernitatea politică care e reprezentată prin drept provine și din faptul că el însuși a fost forțat să facă dreptul. Dar cred că de vreo 30 de ani n-am mai auzit pe cineva invocând o scrisoare a lui Marx. Da. Către tatălui, nu? Către tatălui, în general. Dacă a trebuit să facem acest comentariu la manifest, care e foarte interesant, a trebuit să citiți. Asta mă face să vă întreb din ce ați spus până acum. Este editat de colegul meu Cristian Preda, de facultate. Da, nu credeți că vă răpește din timpul de gândire, de meditație, de scris Curtea Constituțională? Și trebuie să fiți atenți să nu cumva să vă supărați colegii. Nu neapărat. Și eu am gazetărie și consider că uneori gazetăria, adică deseori consider că mă răpește. Cu siguranță că este o meserie foarte solicitantă. Este o iluzie să crezi că curtea lucrează numai din când în când sunt cazuri importante. Noi avem ședințe publice în fiecare marți și joi, pe excepție de neconstitucionalitate. Da. Se poate spune acest lucru. Eu v-am, la un moment dat mă întrebam ce faceți dumneavoastră, vă duceți ca la serviciu judecătorii curții? Ne ducem, da, sigur că da, și sunt ca toți judecătorii curții, joi de obicei avem zi de studiu în care ne reîntoarcem fiecare, colegii mei se duc la Iasa, la Bistrița și eu mă reîntorc da, la Unica nu, activitatea noastră nu se rezumă concret, nu numai când discutați contestațiile... Nu, noi avem ședințe publice pe excepție neconstitucionalitate în fiecare marți și joi și avem foarte multe excepții. Am avut 4.000 de excepții. Păi vedeți, asta trebuia să spuneți, că lumea are impresia că nu ați judecat mai chestiile astea, controversele politice și în rest vă odihniți. Nu, deci nu. Deloc. Bun. Și sunt cauze foarte, foarte complicate. Bun, după ce vă încheiați mandatul, ce vreți să faceți? Vă faceți filozof. E foarte greu de spus, foarte greu de prevăzut ce voi face. Dacă vă uitați puțin mai bine la CV-ul meu, vedeți că n-am stat în nicio parte prea mult timp. Am văzut, oricum eu aștept volumul de proză și cel de proză non-fiction. A fost, vă mulțumesc, Iulia Motoc, ați constatat că de atâtea ori uitându-vă la această emisiune, că avem personalități ale vieții publice care sunt surprinzătoare la emisiunea La Tefas, pentru că aflăm despre ele lucruri pe care probabil nu ni le-am fi putut imagina, ca dovadă că personalitățile vieții publice, personalitățile noastre sunt mult mai complexe și mult mai bogate în viața lor personală decât pe de noi. Vă mulțumesc, mulțumesc rămâna, mulțumesc telespectatorilor, ne revedem data viitoare la aceeași oră. Eu vă mulțumesc foarte mult!